Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media. Numele meu este Nicolae Pamfil, sunt director de program în cadrul Asociației Promulex și sunt șeful misiunii Promulex de observare a legilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Astăzi venim în fața dumneavoastră cu cel de-al treilea raport de monitorizare a scrutinului. Deci vreau să menționez din start că efortul misiunii Promulex de monitorizare a legilor este susținut de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Consiliul Europei, Ambasada Olandei în Republica Moldova și Fundația Soros Moldova. Acest efort de monitorizare este realizat în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau sau o să prezint raportul conform capitolilor pe care le-am descris și în acesta. Mai întâi de toate o să vorbim câteva aspecte despre cadrul legal și ce am observat noi în acest context. Astfel, în perioada de referință a acestui raport, noi am observat că, într-un sfârșit, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a adoptat acea instrucțiune necesară pentru a explica cum se va desfășura campania electorală în contextul pandemiei. Deci este la circa două săptămâni de la începutul campaniei electorale adoptată această hotărâre, totuși noi salutăm o astfel de decizie, întrucât ea vine să aducă mai multă claritate pentru toți actorii implicați în procesul electoral, cum anume urmează să se desfășoare campania electorală în așa mod încât să fie asigurate toate măsurile de protecție pentru toți participanții. Totuși, am vrea să atragem atenție că această instrucțiune conține și unele lacune care se trag chiar din vechea instrucțiune sau din precedenta instrucțiune care a fost utilizată în alegerile prezidențiale. Și anume, vorbim aici de persistența unor neclarități privind caracterul de recomandare sau totuși obligatoriu a unor prevederi. De asemenea, lipsește o listă completă a echipamentului care trebuie să fie deținut de către subiecții implicați în organizarea alegerilor. La fel, există riscuri privind o eventuală obstrucționare a accesului în secția de votare pentru alegătorii care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute. Deci, reamintim, aceste aspecte au fost sesizate de către Promulex și în alegerile prezidențiale, dar cu regret le constatăm și acum. Nu înțelegem de ce nu s-au ținut cont de recomandările noastre anterioare de a veni cu anumite clarificări pe aceste aspecte. Dacă vorbim despre cadrul legal, un alt aspect sesizat de către noi și raportat ține de un eveniment care a avut loc în data de 28 mai, atunci când președinția a organizat Consiliul Suprem de Securitate. Pe agenda ședinței au fost subiecte care țin de riscuri de corupție în procesul finanțării partidelor și a concurenților electorale. Promulex susține necesitatea asigurării unei finanțări legale și transparente a partidelor politice și a concurenților. Totuși, atragem atenția că în context electoral, aceste acțiuni sau astfel de acțiuni pot fi interpretate ca având un scop de influențare a procesului electoral. Respectiv, chemăm instituțiile publice să se abțină de la astfel de acțiuni pe viitor în campania electorală. Cât privește organele electorale și activitatea acestora în perioada de referință a raportului. În perioada vizată, CEC s-a întrunit în 9 ședințe, dintre care 2 ședințe au fost ordinare și 7 extraordinare, în regim mixt, adică cu unii membri fiind în sala de ședință CEC, alții fiind în regim online. Am observat în perioada respectivă că s-a accelerat procesul de acreditare a observatorilor, fapt care este salutabil. În această perioadă fiind acreditați 734 de observatori din totalul de 811 care au fost până în prezent acreditați. Promulex însăși a acreditat până în prezent 680 de observatori. Tot în această perioadă au fost modificate și 5 regulamente ale Comisiei Electorale Centrale. În speță vorbim despre regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare acestora, regulamentul privire la activitatea persoanelor de încredere a concurenților electorali,
Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale, regulamentul cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, dar și regulamentul privind funcționarea sistemului de înregistrare video în secțiile de votare. În acest sens, atragem atenția asupra faptului că în 11 iulie sistemul de înregistrare video disponibil sau care este la dispoziție CEC va funcționa toată ziua, respectiv nu doar la procedurile de deschidere a secțiilor de votare și la numărare, dar și procesul de votare va fi acoperit. Totodată, Promolex amintește în raport și de o lacună pe care sperăm Comisia Electorală Centrală să o soluționeze cât de curând posibil. Este vorba despre necesitatea reglementării prin hotărâri CEC a transportării organizate a alegătorilor, așa cum a fost făcut și în contextul alegerilor prezidențiale din 2020. Deci acest fenomen comportă potențiale riscuri de viciere a procesului electoral, inclusiv din perspectiva corupirii alegătorilor. Tot în perioada de referință a raportului, noi am constatat și două cazuri de realizare a sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, care au fost însă organizate sau desfășurate fără înștiințarea Comisiei Electorale Centrale. Deci, reamintim, este vorba de o condiție obligatorie să existe o înștiințare a Comisiei Electorale Centrale în acest sens. Aceste sondaje au fost realizate de portalul de știri Chișinău Today și agenția Insomar. Tot în perioada de referință, noi am monitorizat pe larg modul în care s-a desfășurat alegerea conducerii consiliilor electorale de circunscripție de nivelul 2. Și am constatat că acest lucru s-a întâmplat în termenele legale prevăzute de codul electoral. De asemenea, am constatat că echilibrul de gen este respectat în cazul posturilor de conducere din cadrul consiliilor electorale de circunscripție, cu excepția însă a funcției de secretar, care este ocupată în aceste consilii de circunscripție, în proporție de 84% de către femei, de către doamne. La fel, din cele 37 de consilii electorale de circunscripție vizitate de observatorii Promolex, în cazul a 84%, adică 31 dintre acestea, am constatat că au afișat programul de muncă doar. Potrivit observatorilor, din totalul de 83 de vizite întreprinse în cadrul consiliilor electorale de circunscripție, în timpul orilor de muncă, doar în cadrul a 7 vizite, sediile CC erau închise. Deci este o tendință pozitivă, constatăm acest lucru, dar este totodată și o îngrijorare. Ar fi bine ca acest lucru să dispară complet din practica organelor electorale. Totodată vom menționa că din cele 37 de consilii electorale de circunscripție, doar 17, adică 46%, sunt accesibile persoanelor cu necesități speciale locomotorii. Organele electorale, în perioada de referință a raportului, au constituit de asemenea, în termenele legale, un număr total de 2149 de secții de votare. Inclusiv 1959 secții de votare au fost create de către consiliile electorale de circunscripție. Pentru alegerile din 11 iulie, respectiv am observat sau am constatat că vor fi cu 12 secții de votare mai puține decât la alegerile parlamentare din 2019 și cu 3 secții de votare mai puține decât la alegerile prezidențiale din 2020. Tot în perioada de referință, CEC a creat 44 de secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, cu două mai multe decât în scrutinul prezidențial din 2020. Noi am constatat în acest sens că chiar dacă la alegerile pentru funcția de președinte din 2020 au votat mai puțini alegători și decât la alegerile parlamentare din 2019, nu am văzut o justificare foarte clară de ce s-au creat mai multe secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Mai mult decât atât, am observat și o opinie separată depusă de către un membru CEC, domnul Dumitru Pavel, care a considerat că deschiderea unor secții de votare
în regiunea transnistreană conform numărului propus, contravine cadrului legal și criteriilor stabilite de lege, întrucât nici unul din criteriile invocate prin articolul 32 cod electoral nu au fost luate în considerație. Astfel au fost create 3 secții de votare în acest context au fost create inclusiv 3 secții de votare în regiunea transnistreană sau în teritoriile necontrolate de către autoritățile Republicii Moldova. În speță este vorba de o secție de votare în Corjova și 2 secții de votare în orașul Bender sau Tighina. Deci, în privința acestor secții, atragem atenție sau am reținut faptul că atât Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, dar și Biroul pentru Politici de Reintegrare și-au exprimat temeri ce țin de asigurarea securității cetățenilor și a procesului electoral în general. Astfel, având în vedere existența circumscripției numărul 3, Bender, care a fost constituită de către CEC anterior, Promulex consideră că cele 2 secții de votare din Bender urmau a fi create în componența circumscripției respective și nu în componența circumscripției 37, așa cum au realizat CEC acest lucru. Deci atragem atenția că este deja o practică de mai mulți ani când Comisia Electorală Centrală constituie circumscripția electorală numărul 3, Bender, nu constituie un consiliu electoral pentru această circumscripție și respectiv nu permite sau nu este posibilă realizarea alegerilor în această circumscripție. În contextul acestor secții de votare care au fost create în Bender acum, ne punem întrebarea de ce anume astfel au procedat membrii Comisiei Electorale Centrale. De ce nu au mers sau nu au ales să constituie Consiliul Electoral de Circumscripție Bender și care, la rândul său, ulterior să constituie cele 2 secții de votare dacă era într-adevăr sau dacă este într-adevăr necesitatea și posibilitatea deschiderii acestora în regiune. Atragem atenție că o atare sau o acțiune similară, anterior, spre exemplu, în cadrul alegerilor locale sau altor scrutine, nu am observat din partea CEC. Adică este cumva un semn de întrebare de ce anume la acest scrutin s-au decis deschiderea acestor 2 secții în orașul Bender. La acest subiect pot să vă mai comunic și faptul că, potrivit estimărilor realizate de către Promulex, în opinia noastră, 28 de secții de votare amplasate rațional de-a lungul râului Nistru ar fi o cifră rezonabilă pentru a asigura participarea la vot a cetățenilor din stânga Nistrului. Noi vorbim despre 28 de secții de votare care ar fi suficiente pentru a asigura votul cetățenilor care vin să voteze conștient. Desigur, nu se pune problema dacă vor exista iarăși fenomene precum transportarea organizată a alegătorilor, coruperea acestora. Sigur că putem să ne așteptăm și la o rată de participare mai mare a acestora și atunci nici 50, nici 60 de secții nu ar fi suficiente. Noi vorbim despre o participare în condiții în care cetățenii sunt informați, participă benevol la scrutin, nefiind forțați sau altfel determinați, motivați de a participa. În continuare, voi vorbi și câteva momente despre cum au fost constituite secțiile de votare în diasporă sau pentru cetățenii care se află peste cotare. Reamintim că termenul limită pentru constituirea secțiilor de votare, inclusiv a celor de peste cotare, a fost 5 iunie 2021. Respectiv, la data de 4 iunie, CEC a transmis Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene spre avizare lista secțiilor de votare, în număr de 162 secții, care urmau a fi constituite în străinătate în cadrul alegerilor din 11 iulie. În răspunsul Ministerului din 5 iunie, se spunea că nu se văd obstacole la ziua de astăzi pentru deschiderea secțiilor de votare peste votare. Cu toate acestea, la 5 iunie 2021, prin hotărârea CEC 49-66, propunerea domnului Cimil, președintele CEC, de a constitui, sau proiectul dumnealui de a constitui 162 de secții de votare nu a fost susținut de către o majoritate în cadrul CEC, fiind susținută inițiativa secretarului CEC, domnul Lebedinski,
respectiv, într-un final, fiind votate constituirea a doar 139 de secții de votare. În context, voi reaminti faptul că Promulex, ca parte a Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, a condamnat decizia CEC privind deschiderea a doar 139 de secții de votare, calificând-o drept ilegală și irresponsabilă. Printre argumentele prezentate au fost următoarele: omiterea celor trei criterii pentru stabilirea secțiilor de votare peste cotare, conservarea numărului și locațiilor secțiilor de votare organizate pentru legile prezidențiale din 2020, altfel spus, exact același număr și exact în aceleași locații s-a decis să fie organizate acum secții de votare ca și la alegerile prezidențiale, precum și interpretarea și aplicarea neuniformă a legislației în contextul organizării secțiilor de peste cotare, prin comparație cu secțiile care au fost deschise pentru regiunea transnistreană. Spre exemplu, în decizia de a deschide secții pentru regiunea transnistreană, s-a reținut argumentul că au fost cozi în fața secțiilor de votare, în fața unor secții de votare, și în acest scop trebuie să fie create mai multe secții. Aceeași abordare nu am văzut-o cu regret în decizia CEC menționată anterior, 4966, cu privire la 139 de secții de votare create. Cel puțin patru concurenți electorali, urmare a deciziei CEC de deschidere a doar 139 de secții de votare, au ieșit la protest, au protestat în fața Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, noi am observat că au ieșit cu anumite critici sau reacții și anumite instituții sau unele instituții ale statului, în speță vorbind despre președinție, primul ministru, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar și Avocatul Poporului. Atragem atenția, inclusiv în contextul discuțiilor, deciziilor, frământărilor care au existat în jurul creării secțiilor de votare peste cotare, asupra unei situații care nu dă bine, nu arată tocmai bine. Este vorba despre o informație prezentată în spațiu public de către domnul Dorin Cimil, președintele CEC, care a depus o plângere la poliție pe motiv că ar fi fost amenințat din partea unui coleg, din partea unui alt membru CEC, cu răfuiala fizică. Deci, aceste lucruri nu sunt de bun ton și ar trebui cumva evitate, chiar dacă înțelegem că tensiunile în jurul respectivei decizii au fost unele semnificative și presiunile și tensiunile trebuie reduse din toate părțile, inclusiv cele care se exercită din afară, dar și din cadrul, din interiorul Comisiei Electorale Centrale. Într-un final, în data de 7 iunie, CEC a mai întreprins o tentativă sau a revenit la hotărârea sa din 5 iunie în ideea de a revedea numărul de secții de votare. Totuși nu s-a reușit și s-a revenit la subiect în data de 8 iunie, când într-un final s-a găsit un compromis asupra stabilirii unui număr de 146 de secții de votare. Deci, astfel constatăm că au fost create cu patru secții de votare mai puține decât au fost bugetate de către autoritatea electorală pentru alegerile din iulie 2021, dar cu șapte mai mult decât la alegerile prezidențiale din 2020. Și în contextul majorării de la 139 la 146 de secții de votare, menționăm că creșterea cu trei secții a numărului de secții de votare din Germania și Marea Britanie, unde au avut loc cele mai mari cozi ale alegătorilor și practic au fost epuizate buletinile, o asemenea creștere desigur că este salutabilă, dar totodată am arătat în raport și alte cifre prin care am demonstrat că numărul acestor secții urma să fie și mai mare. Spre exemplu, în Germania urmau a fi deschise plus 6 secții de votare încă, în Marea Britanie plus 2 secții de votare, în Franța plus 2 secții de votare, asta în condițiile în care CEC ar fi decis totuși să creeze 150 de secții de votare, așa cum și-a planificat inițial în bugetul său. Deci, poziția noastră a Asociației Promulex în acest context este că
CEC ar fi trebuit să asigure crearea a cel puțin 150 de secții de votare, iar după posibilitate, în condițiile în care Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Guvernul ar fi garantat sau garantează existența resurselor financiare, pun la dispoziția CEC aceste resurse, suntem deschiși să salutăm și o decizie de majorare a acestui număr de secții de votare. Totuși, în context, reiterăm că până la data de 8 iunie, Guvernul Republicii Moldova nu a aprobat încă o hotărâre de alocare a resurselor financiare suplimentare necesare Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea alegerilor, conform devizului pe care și l-a stabilit anterior. Cu privire la desemnarea și înregistrarea concurenților electorale. Deci, noi am constatat că până la 8 iunie 2021, cu 3 zile înainte de a expira termenul pentru înregistrarea concurenților electorali, CEC a înregistrat 17 concurenți electorali în total, dintre care 9 în perioada de referință a raportului. Alte două dosare sunt în examinare la Comisia Electorală Centrală. Deci, prin comparație, la alegerile parlamentare din 2019, noi am avut 15 concurenți electorali. Deci, deja este clar la această etapă că avem mai mulți decât au fost la precedentul scrutin de același tip. Cu referință la cotele de gen sau cota de gen din listele de candidați, am constatat că aceasta este respectată până la momentul de față. De asemenea, am constatat că cereri de înregistrare respinse de către CEC nu au existat. De asemenea, nu a fost înregistrat niciun concurent sau candidat independent. Câteva cuvinte și despre litigiile electorale. Deci, în perioada monitorizată, CEC a recepționat 5 contestații, toate fiind depuse împotriva acțiunilor concurenților electorali, dintre care 2 au fost depuse de concurenții, de următorii concurenți electorali, de către Partidul AUR și de către blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, câte una. Respectiv, una a fost depusă de un potențial concurent electoral la acea dată încă, este vorba de Partidul Unității Naționale, în contestație fiind menționată că este depusă în același timp de către alegătorul Octavian Țicu. Și una a fost depusă de către un partid politic neregistrat în calitate de concurent electoral, este vorba de PLDM, în interesele unui primar din satul Măgdăcești. Toate contestațiile au fost depuse împotriva acțiunilor concurenților electorali, deci astfel blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost vizat de 2 contestații, Partidul Democrat de 2 contestații, și altele de câte mai puține. Acestea vizează alegații de utilizare abuzivă a resurselor administrative într-un caz, utilizare în scop de agitație electorală a imaginii și autorității deținute în calitate de primar în 2 cazuri, răspândirea informațiilor false și denigratoare în discursul public un caz sau în materiale de agitație electorală încă un caz. În privința a 3 dintre contestațiile înregistrate, CEC a emis în termen legal scrisori de restituire. Celelalte 2 contestații, potrivit informațiilor disponibile, nu au fost soluționate. În ce privește depunerea contestației de către un potențial concurent electoral care a depus-o și în calitate de alegător, cum vorbeam mai sus, este vorba de Partidul Unității Naționale, Comisia Electorală Centrală a menționat că, citez, admisibilitatea contestației urmează a fi privită prin prisma articolului 17 în coroborare cu articolul 207 alineatul 2 litera E din Codul Administrativ, adică sub aspectul existenței unei vătămări reale a dreptului personal de alegător. Totuși, potrivit articolului 71 alineatul 2 din Codul Electoral, Promolex reamintește că procedura detaliată de examinare a contestațiilor în perioada electorală se aprobă prin hotărârea CEC. În acest sens, atragem atenția că nici Codul Electoral și nici regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală nu prevede obligația contestatarului de a demonstra existența unei vătămări reale a dreptului personal.
Standardele internaționale stabilesc de asemenea că procedura de recurs trebuie să fie una simplă și lipsită de formalitate, în special cu privire la stabilirea admisibilității contestației sau contestărilor. De asemenea, în adresa Comisiei Electorale Centrale au fost depuse 4 sesizări, acestea nefiind soluționate în termenul maxim prevăzut de legislație pentru examinarea contestațiilor, adică de 5 zile. Potrivit observatorilor Promolex, la Curtea de Apel au fost depuse cel puțin 10 contestații împotriva acțiunilor și hotărârilor CEC. Dintre acestea, reamintim, 4 contestații se referă la constituirea secțiilor de votare peste hotare. Deci, până la 8 iunie 2021, în privința a 5 din cele 10 contestații, Curtea de Apel a emis încheieri prin care a declarat inadmisibile acțiunile depuse. Deci, reiterăm, cu privire la inadmisibilitatea unei contestații de către CEC și a 3 contestații de către Curtea de Apel Chișinău, din cauza lipsei unei vătămări reale a dreptului personal de alegător sau de concurent electoral, Promolex consideră că motivul invocat este neîntemeiat, orice încălcare electorală afectează dreptul alegătorilor de a-și forma o opinie sau dreptul concurenților electorali de a candida în condiții egale. Acestea au fost despre litigii electorale, câteva cuvinte despre registrul de stat al alegătorilor. Deci, pe parcursul anului curent, începând cu 2 martie, CEC publică lunar datele din registrul de stat al alegătorilor. În baza informației prezentate la 1 iunie, deducem păstrarea tendinței semnalate de Promolex și anterior, și anume este vorba despre scăderea treptată a numărului total de alegători în registrul de stat al alegătorilor, dar și creșterea numărului de alegători din regiunea transnistreană și a celor fără domiciliu sau reședință. În context, reiterăm observația noastră și îngrijorarea că votarea pe liste suplimentare sau creșterea ponderii cetățenilor în listele suplimentare ar ridica anumite probleme, ori standardele internaționale recomandă ca în listele suplimentare să voteze cât mai puțini alegători pentru a exclude orice bănuieli cu privire la acuratețea listelor electorale. Câteva cuvinte și despre administrația publică, rolul acesteia în contextul campaniei electorale, în virtutea responsabilităților care îi revin. Deci noi am constatat din totalul de 351 de administrații publice locale vizitate, că în circa 81% sau 283 de administrații publice locale vizitate, acestea au aprobat deciziile de stabilire a spațiilor pentru afișajul electoral. Și cel puțin 274 de primării au adoptat decizii cu privire la oferirea spațiilor destinate întâlnirilor cu alegătorii. Atragem atenția că termenul limită pentru realizarea acestor obligații de către administrația publică locală a fost începutul lunii mai. Deci unele administrații publice locale așa și nu au realizat această obligație nici până în prezent. Totodată, în raport, Asociația Promolex se arată îngrijorată de anumite informații difuzate de către Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova, precum și confirmate din alte surse deschise, cu privire la adresările mai multor primari pe subiectul inițierii din partea organelor de anchetă și control a unor controle inopinate, inclusiv la interpelările unor deputați concurenți electorali. Deci, în context, vrem să comunicăm că observatorii Promolex de asemenea au raportat cel puțin 8 cazuri de acest gen. E vorba de cazuri, spre exemplu, în satele Iordanovca din Basarabeasca, Ciubalacia din Șicania din orașul din raionul Cantimir, Iergara și Leova, Filipeni și Tochile Răducani din Leova. Deci, în toate aceste cazuri, fiind vorba de acțiuni întreprinse de către deputatul PSRM, Vasile Bolea. Deci, potrivit Comisiei de la Veneția,
La necesitate, autoritățile publice pot face declarații și emite instrucțiuni clare privind netolerarea oricărei forme de presiune asupra funcționarilor publici și că niciun funcționar public sau cetățean nu trebuie să se teamă pentru funcția sa sau pentru serviciile sociale ca urmare a sprijinirii sau nu a vreunui partid sau candidat. Deci atragem atenție în mod special la această prevedere, la acest standard internațional și chemăm concurenții electorali să se abțină de la acțiuni de intimidare a aleșilor locali. Deci, tot la capitolul administrație publică locală, în raport descriem o situație cu privire la acțiunile întreprinse de Consiliul Municipal Chișinău, și anume este vorba despre obligația acestui Consiliu de a desemna membrii în birourile electorale din Chișinău. Respectiv, am constatat că Consiliul nu s-a întrunit în ședință, întrucât nu s-au prezentat reprezentanții PSRM și ai Partidului Șor. Respectiv, nu a fost posibilă aprobarea acestei liste. Totuși, noi ne-am adresat la Consiliul Municipal Chișinău cu o solicitare, mai bine zis, observatorii sau observatorul Promulex s-a adresat cu o solicitare de a ne fi prezentată lista persoanelor care au fost propuse de a face parte din organele electorale, din birourile electorale în municipiul Chișinău. Cu regret, ne-a fost refuzat accesul la aceste informații, ori constatăm astfel o încălcare a drepturilor observatorilor care, în perioada campaniei electorale, trebuie să aibă acces la toate materialele cu caracter electoral. Motivul invocat de către reprezentanții Consiliului Municipal a fost că acest document nu a fost aprobat, respectiv, el nu ne poate fi pus încă la dispoziție. Totuși am sesizat că această decizie a fost luată de către reprezentantul CMC în consultare cu un funcționar de la Comisia Electorală Centrală care i-au explicat cum trebuie să ne refuze. Deci considerăm o astfel de abordare una incorrectă, contrară cadrului legal și obstrucționează accesul observatorilor, cum spuneam mai sus. Deci Promulex își exprimă dezacordul față de astfel de măsuri de obstrucționare a accesului observatorilor. De asemenea, atragem atenția în raport asupra existenței unor dubii rezonabile privind transparența și integritatea procesului de desemnare a membrilor BESC sau birourilor electorale în municipiul Chișinău. Considerăm că delegarea membrilor birourilor prin deliberare de către Consiliul Municipal este substituită nejustificat prin desemnarea netransparentă a membrilor birourilor din cadrul registrului funcționarilor electorale. Deci, altfel spus, avem bănuieli rezonabile, precum că se tergiversează sau nu se adoptă intenționat această hotărâre de către Consiliul Municipal Chișinău privind nominalizarea membrilor în birourile electorale pentru ca eventual să fie propusă aceeași listă de persoane care este comodă unor anumiți concurenți electorali, doar că urmând ca aceștia să fie înregistrați ca și funcționari în registru electoral, în registru funcționarilor electorali și ulterior de acolo să fie direcționați către birourile electorale, astfel încât în Consiliul Municipal să nu poată fi dezbătut acest subiect, iar partidele politice reprezentate în Consiliul Municipal să nu aibă un cuvânt de spus prea mare la acest subiect. Acestea au fost constatările noastre cu referință la administrația publică. Câteva momente despre activitatea concurenților electorali și ce au realizat aceștia în perioada de referință a raportului. Deci, în perioada 26 mai 8 iunie au fost raportate cel puțin 673 de activități electorale desfășurate de 9 concurenți electorali. Cei mai activi fiind blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor cu circa 53% din activități, partidul PAS cu circa 26% de activități și ceilalți cu mai puține activități. Preponderent au fost observate distribuirea materialelor
electorale în 62% din cazuri și organizarea întâlnirilor electorale în alte 26% din cazuri. În perioada de referință, observatorii Promulex au raportat cel puțin 42 de cazuri ce pot fi calificate drept utilizarea resurselor administrative cu impact electoral, dintre care 34 de cazuri sau 81% au fost admise de către blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, 4 cazuri sau 10% de către Partidul Democrat, 5%, adică 2 cazuri de către Partidul PAS și câte un caz de către blocul electoral Renato Usată și PDCM. Deci observatorii Promulex au mai constatat în această perioadă cel puțin un caz ce poate fi calificat drept oferire de cadouri cu potențial impact electoral. Este vorba de implicarea candidatului blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, Vitalie Evtodiev, care la 5 iunie 2021 a oferit un teren de joacă cadou copiilor din satul Parcani, raionul Slobozia. La fel, în perioada observată, au fost raportate cel puțin 7 cazuri în care au fost utilizate imagini sau simboluri de stat ale Republicii Moldova sau altor state. În 3 cazuri fiind vizat Partidul Acțiune și Solidaritate, în 2 cazuri blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor și în câte un caz PPDA și Partidul Unității Naționale. De asemenea, atragem atenția în raport și asupra a 2 cazuri de activități de campanie în care sunt vizate cultele religioase. Deci, un caz a avut loc în satul Izbiște, Criuleni, unde preotul din localitate a fost observat făcând agitație electorală în favoarea Partidului Democrat, precum și un caz în care blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a beneficiat de imaginea cultelor religioase în activitățile de promovare. Este vorba de un caz care a avut loc în comuna Boșcana, raionul Criuleni. Este vorba de prezența sau participarea președintelui PSRM la o slujbă în cadrul bisericii respective, acesta având o posibilitate sau o oportunitate inclusiv de a se adresa alegătorilor sau enoriașilor în cadrul slujbei. De asemenea, în perioada de monitorizare, noi am constatat cel puțin 1227 cazuri de utilizare a publicității electorale de către 11 concurenți electorale. Potrivit observatorilor, cele mai multe cazuri au fost utilizate în activitățile de promovare a blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, în 49% din cazuri, Partidul PAS, în 28% din cazuri, și blocul electoral Renato Usată, în 6% din cazuri. Au fost raportate, de asemenea, cel puțin 2 cazuri ce pot fi calificate drept intimidare sau utilizare a violenței în campanie electorală. Aceste cazuri au fost mediatizate pe larg în presă, fiind vorba despre, într-o situație de vizita președintei Maia Sandu la Iedineț, acolo unde a fost întâmpinată cu proteste de către reprezentanții blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, iar într-un alt caz, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost deja victimă, spunem, a acțiunilor de intimidare sau utilizare a violenței. Este cazul din Căușeni, după cum cunoașteți, în care oficiul PSRM din localitate a fost vandalizat, fiind stropit cu știți bine ce. Cazul este investigat de către poliție, vom monitoriza și vom reflecta eventual evoluțiile pe aceste cazuri și în rapoartele ulterioare. Cât privește finanțarea campaniei electorale a concurenților. Deci, rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru prima săptămână de campanie, care urmau a fi depuse până la 28 mai 2021, au fost depuse de 6 concurenți din 8, iar pentru a doua săptămână, care trebuiau depuse până la 4 iunie 2021, de către 7 concurenți din 10.
Atragem atenție că mișcarea politică Speranța Nadejda nu s-a conformat prevederilor legale, neprezentând niciun raport în acest sens. Partidul Pace, cu întârziere, și Partidul Unității Naționale au prezentat demersuri de neefectuare a cheltuielilor în campanie. În cazul Pace, de asemenea, am constatat tergiversarea procesului de deschidere a contului fond electoral de către banca comercială la care acest concurent s-a adresat. De asemenea, în perioada 21 mai, 4 iunie, 7 concurenți electorali au declarat venituri totale în sumă de 9.551.708 lei. Deci sursele de acumulare a acestor venituri sunt după cum urmează. 57% au provenit în rezultatul transferării banilor din contul curent a 6 partide politice, 34% au fost acumulate din donațiile persoanelor fizice, inclusiv a cetățenilor aflați peste hotare, 5% au fost acumulate din donațiile efectuate de persoane juridice, iar 6% au fost raportate ca și donații în mărfuri, lucrări sau servicii. 7 concurenți electorali au indicat cheltuieli financiare totale în sumă de 5.880.932 lei. Din totalul cheltuielilor raportate, 39% au fost efectuate în scop de publicitate electorală, 34% fiind cheltuite pentru materiale promoționale, iar 16% pentru organizarea evenimentelor electorale. V-am prezentat informații despre veniturile și cheltuielile oficiale declarate de către concurenții electorali la CEC. În continuare, voi menționa și care sunt estimările Asociației Promulex sau Misiunii de Observare Promulex pentru primele două săptămâni de campanie. Deci, tradițional, noi venim cu anumite estimări ca să vedem în ce măsură cheltuielile raportate sunt cele, să spunem, reale, vizibile și în campanie. Deci, astfel, noi am constatat cheltuieli neraportate de cel puțin 1.922.687 lei, dintre care voi menționa că în cazul PAS am constatat circa 1 milion lei neraportați, în cazul blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor aproape jumătate de milion neraportați, PPDA circa 120.000 de lei neraportați, PPCC circa 92.000 neraportați, Partidul Pace circa 86.000 neraportați, Partidul Politic Șor circa 81.000 neraportați, Partidul Democrat circa 18.000 neraportați și blocul electoral Renato Usatăi în jur de 4.000 lei neraportați. În funcție de destinație a cheltuielilor estimate drept neraportate, cele mai multe s-ar referi la materiale promoționale, circa 56%, și cheltuieli pentru publicitate stradală și mobilă, circa 18%. Atragem atenția că concurenții electorali au posibilitatea de a prezenta informații despre anumite cheltuieli, inclusiv în următoarele perioade de raportare. Deci, aceste date nu sunt finale, definitive, respectiv un tablou complet vom avea la finalul campaniei electorale și probabil că îl vom întregi în raportul final al misiunii de observare pentru a înțelege cât exact, eventual, nu au raportat concurenții electorali în această campanie. Și, în final, câteva cuvinte despre discursul de ură și instigare la discriminare. Deci, în perioada 25 mai-7 iunie, au fost identificate de către monitorii Promulex cel puțin 36 cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare în spațiu public, în mass media și în mediul online. Acest rezultat sau această cifră este cu aproximativ 33% mai mult față de perioada precedentă de monitorizare. Deci, constatăm că odată cu înaintarea în campanie electorală, în cursa electorală, sporește sau crește și intensitatea campaniei, sporește duritatea mesajelor,
În acest sens, chemăm concurenții electorali să se abțină de la utilizarea mesajelor care instigă la discriminare, care instigă la ură și așa mai departe. Deci, totodată, constatăm tendința că cele mai multe cazuri de discurs de ură și discriminare sunt, în general, în mediul online și sunt îndreptate de cele mai multe ori împotriva concurenților electorali, membrilor de partid și simpatizanților acestora. În perioada de monitorizare, noi am constatat că doar doi concurenți electorali au semnat codul de conduită propus de către Comisia Electorală Centrală, cod care conține inclusiv prevederi prin care concurenții se angajează să se abțină de la astfel de mesaje, discurs de ură, instigare la discriminare, etc. Deci sperăm foarte mult că și alți concurenți electorali se vor ralia și vor semna acel cod de conduită. Înțelegem că este vorba de un cod de conduită, nu este vorba de prevedere legală, nu avem o astfel de prevedere cu regret în cadrul legal, dar sperăm sau contăm foarte mult pe disponibilitatea concurenților electorali de a-și tempera mesajele atunci când vine vorba despre astfel de cazuri, când vedem că discursul de ură ia tot mai multă amploare. Deci, cam acestea sunt constatările din raport. Raportul va fi disponibil în curând după conferința de presă ulterior procedurii de redactare. Pe pagina noastră veți găsi imediat la finalul conferinței de presă comunicatul de presă și rezumatul din raport. Cam acestea ar fi de spus. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă rugăm să le adresați. Dacă nu, ne puteți contacta ulterior cu întrebări dacă vor apărea în cadrul redacțiilor sau în alte contexte. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună în continuare.